Bună și bine ați venit pe acest mirobolant, mirific și miraculos canal de YouTube. Astăzi vom face un fel de curățenie aici, după cum vedeți. Voi organiza toate cosmeticele. Voi pune și parfumuri în dulap, pentru că este gol momentan. Aici a fost machiaj înainte, dar acum o să punem parfumuri. Așa că rămâneți alături de mine să vedeți cum fac eu curat. Întâi de toate, nu uitați să dați și voi vă rog un like, un subscribe și să aprindeți clopoțelul. Mulțumesc! O să începem cu organizarea dulapului. Așa că deschidem dulapul. Luăm locul unde am pus toate parfumurile și începem să le punem aici. O să pun doar parfumurile mele în dulapul ăsta, pentru că țuțul o să trebuiască și le pun în altă parte. Nu știu unde. O să vadă el. Păi am organizat cât de cât așa, cred că am să le las exact așa. Eu mai am câteva parfumuri pe aici, dar să văd cum o să trebuiască să le pun plus, că mai am și acolo chestii și acolo și acolo. O să văd cum o să încerc să le pun pe toate să fie cât de cât ok. Da, nu, m-am hotărât să pun și cutiile de parfumuri pe care le mai am, să le bag aici cumva, să încerc să le îndesc, pentru că nu o să mai am loc în altă parte și trebuie să-mi intre cumva. Mai bine de atât, chiar nu cred că o să pot. Măcar a intrat tot ce trebuie înăuntru. Acum să continuăm cu restul de aici. Știu că nu prea e normal să stea parfumurile aici, dar nu am unde să le pun în altă parte. Tocmai a intrat tipul și mi-a zis, tu spui parfumurile tale acolo și pe ale mele le lași așa, le pun într-o cutie. Ei, ce să facem? Că periuța de dinți ar trebui să stea acolo. Periuța de dinți ar trebui să stea în asta. Eu așa știu. Că periuța de dinți stă într-o chestie asta. Și tu asta dinți aici, lângă ea. Și gata, periuța mea unde. Trecem aici și nu știu ce să pun aici. Nu știu, n-am idee. Cred că raftul ăsta o să mergem pe cremă sau ceva, că nu știu ce altceva aș putea să pun. Un mini ruj de la Sephora. E foarte drăguț. Sunt primul tipul la prietena mea, Corina, de Crăciun. Miros super, super bine. Nu prea sunt adepta desfacerii produselor pe care le primesc în secunda aia. Partea nu s-a făcut și miros super bombă. În partea asta, cred că o să-i pun lui iubii astea, ale lui, cremele lui și chestiile lui de barbă și așa mai departe. Că deja a spus că mie nu-mi face un loc al meu. Îți fac și ție acum, uite aici, cu mine. Parfumurile de la Zara pentru bărbați. Șmechere rău de tot. Man Silver și Man Gold. Bine, aș să numesc, dar sunt... Ce puțin miros fenomenal. Continuăm cu raftul numărul pe care nu am idee ce o să pun. Dar vom vedea. Am băgat puțin și paratul 3, pentru că nu mai știam ce să mai da. E timpul să luăm o mică pauză, să vorbim despre cât de enervant e faptul că în momentul când ai un dulap deschis, da, se vede tot în el. Eu am vrut inițial să-mi iau un dulap cu uși, dar nu am găsit nimic care să-mi placă. Plus că mi-ar place mai mult să am un dulap cu uși din oglindă, ca să mărească oarecum puțin pe aia. Am reorganizat puțin din nou, pentru că o să pun cât o floricică de asta. Nu știu cum altfel să fac.
Sertarul 1, sertarul 2, m-am hotărât ce pun pe el. Uitați ce e aici. Pun machiajele, pentru că le țineam în cutie, că nu mi-am luat încă dressing table. Așa că o să pun machiajele. Sertarul 3, sertarul 4 și sertarul 5. Eu zic că până acum arată ok, vă arăt cum este tot. Atât nici nu cred că am să fac. Deci, cam ăsta este rezultatul final. Și ale tale? Ale tale sunt aici. Calmează-te. Ale tale sunt acolo, ai și tu. Uite-le acolo. Acelea trei acolo sunt cu măști, cu vată, cu demachiant și aici, acolo sunt paletele. Dar cam atât. Acum trebuie să găsesc o modalitate să văd unde pun tot ce e aici. Deci, mai avem. Deci aceste mini sticluțe, cât de drăguțe sunt, sunt super drăguțe. Îmi plac foarte, foarte mult. Astea trei sunt ale mele. Astea trei, iubi. Astea le las aici. Pe astea trei le vom pune aici. Și ce credeți? Mi-am lipit și ăsta. Trebuia să lipesc pentru că... L-am lipit cu bizon. Pentru că am la fel și aici. Și voiam să am și aici. Oglinda asta am luat-o... Hei! Oglinda asta am luat-o fără mâner, dar acum am mâner. Ingenios. Așa arată baia în momentul de față, deci vă dați seama tot ce trebuie să duc dincolo, să fac, să... Aici la fel, trebuie să fac și aici, curat. O să mai am de lucru. Da, și acum o să continui să fac ce am făcut pe aici. În rest, cam atât pentru astăzi. Am vrut să vă arăt inițial cum îmi organizez dulapul de la baie, dulapurile, pentru că sunt două, dulapele. Ia uitați mânerul frumos! Era obișnuită să-l deschid aici. Dar acum îl deschide asta. Sper să țină. Sper să nu-mi cadă pe chiuvete, să se spargă. Să sperăm că nu. Mersi încă o dată că a stat alături de mine. Până data viitoare, vă pup! A, da, și încă ceva. Păi și ce credeți? În sfârșit am terminat. Cam așa arată baia de final. Am terminat, în sfârșit. Abia așteptam să termin. Abia am pus astea pe jos. După cum vedeți, încă ud. Nu am așteptat să usuce. Am pus și astea. Frumos. Aici, bine. Aici trebuie să fac curat în altă zi, pentru că iarăși sunt o grămadă de chestii și nu am niciun chef. Iar aici este cada. Sunt gata. În sfârșit. A, da, și am uitat să vă arăt astea pe care le-am pus pe perete. Mi se pare foarte mișto, le-am avut și în Anglia. Și acum le-am și acum.